Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit la Influențărița Creștină. Doamne ajută la toată lumea și mie mai ales. Așa cum Iisus a fost urmat de 12 apostoli pe vremea lui și a fost un om foarte, dar foarte influent, așa și eu am pe Insta 100 de urmăritori și ceea ce mă face pe mine o persoană influentă. Dumnezeu să vă ocrotească! Azi, în super ziua binecuvântată de astăzi, facem un giveaway, 3 colive, o lumânare și un colac. Tot ce trebuie să faceți este să dați tag la 3 morți în pomenic, iar noi vom anunța câștigătorul în veșnica pomenire. Doamne, miluiește! Eu acum iau masa la un super praznic, o colivă, o super colivă, pentru că sunt o super influențăriță creștină și am barter cu praznicul. De aceea vă recomand și vouă, cu toată încrederea, acest praznic, această locație de praznic și acest praznic. Cine știe, poate mortul mai moare a doua oară și mai prindeți același praznic. Dar puteți să veniți până aici să vedeți, mai facem o rugăciune, mai facem un story, mai un Doamne ajută, praznic rules. Ce să vă mai spun despre mine? Eu am o viață foarte palpitantă. Tocmai ce am terminat un shooting la un botez, unde o să apar și eu, bineînțeles, în albumul lor de familie. Și mi-am creat o firmă, Dăm de Pomană SRL, se numește, unde vând acolo haine de pomană și pantofi mai de Doamne ajută. Doamne ajută să le cumpărați! Și domnul Popă mai are un super concurs. Dacă vrei să fii pe acatistul dumnealui și să câștigi marele premiu de 20 de lei, tot ce trebuie să faci e să te înscrii cu 30 de lei și ai șansa să fii unul dintre câștigători. Și acum, dragii mei, știu că sunteți nerăbdători de ce urmează, dar o să facem un unboxing la anafură. Exact! Ia uitați ce frumos am primit-o împachetată într-un șervețel delicat, atent, special făcută. Ia să vedem ce avem aici. Ia uitați cât anafur a rămas, că e cam puțină. Dar e foarte gustoasă. Asta este anafura, acesta este pachetelul. Mulțumesc pe această cale firmei cele mari, Patriarhie SRL, iar pentru că au fost foarte, foarte drăguți, vreau să vă spun că mi-au dat și o rezervă de anafură și anume o pâine. Dragii mei giveaway-iști creștini, știți că sună? Sună domnul preot. Nu fac cruce la telefon, așa deblochez eu telefonul. Alo, da? Da? Le zic. Dragii mei, veste bună, domnul preot mi-a spus că mai are încă un concurs pentru dumneavoastră. Trimiteți 3 capace de sicriu și veți câștiga! Aleluia! O mormântare moca! Mult succes! Puteți să participați atât vii cât și morți! Acesta a fost episodul din ziua de astăzi. Nu uitați să vă abonați la newsfeed-ul nostru de rugăciuni, unde postăm zilnic. Sau să dați un like la biserica noastră creștină. Doamne ghivuiește să dai like la biserica noastră. Dacă nu, du-te la biserică la măta. Adică, unde merge mama ta? Hai, like-ul să fie cu voi! Doamne ghivuiește! Doamne ghivuiește și pe toată lumea s-o ghivuiește!